Bun găsit! Violența împotriva femeilor și copiilor este cel mai răspândit fenomen atât în țara noastră cât și la nivel global. Potrivit statisticilor, fiecare a treia femeie va fi probabil bătută, forțată să întrețină relații sexuale, abuzată emoțional sau financiar pe parcursul vieții. Iar un minor care a văzut în familie violență, cu timpul va realiza că agresivitatea este singura metodă de a-și face dreptate. Discutăm astăzi la Esențial despre problema violenței și cum o putem preveni cu Gheorghe Dragan, șef adjunct al secției Securitate Publică, șef al Serviciului Interacțiunii Comunitare din Inspectoratul de Poliție Bălți și Crezantema Caraiman, șef a secției Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcției Generale Asistență Socială, Sănătate și Protecția Familiei din Bălți. Bună ziua și bine ați venit la Esențial! Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Nu este prima dată când discutăm despre problema violenței în familie, violența asupra femeilor și a minorilor, inclusiv vom discuta astăzi și despre bullying, niște probleme actuale, lupta sau soluțiile, da, de a micșora rata victimelor, se caută mereu, însă oricum fenomenul, din păcate, nu poate fi eradicat definitiv. Și am zis eu o cifră așa găsită în statisticile din mediul online că ar fi cam fiecare a treia femeie să fie supusă unui tip de violență și pe de o parte este îmbucurător faptul că s-a ajuns la momentul în care violența să fie diferențiată și pentru fiecare tip de violență agresorul să fie pedepsit și poate așa să fie învățat lecție ceilalți care vor să o aplice. Și aș vrea să discutăm despre incidentele înregistrate la noi în municipiul Bălți, dacă există vreo statistică atât la asistența socială, în cadrul asistenței sociale, cât și la Inspectoratul de Poliție. Cu toate că ne dăm bine seama că nu sunt niște cifre reale, pentru că nu toate victimele merg și depun sesizare. În mare parte, dacă de uitat pe municipiul Bălți, pe perioada la 4 luni de zile, au fost înregistrate 49 de cazuri de violență în familie, dintre care se primesc că 16 dintre acestea sunt infracțiuni, 33 sunt fapte contravenționale. Dacă ne referim la perioada analogică a anului precedent, 2022, am avut 46 de cazuri, adică suntem cu 3 cazuri de violență în familie în creștere, dar e mai îmbucurător faptul că din aceste, care sunt 46 de cazuri, pe anul trecut 16 numai sunt infracțiuni și deja 28 acolo se primește că sunt fapte contravenționale. Dacă ne referim la situația, există violență sau nu există, și normal, numărul respectiv de infracțiuni și fapte contravenționale, el nu este așa de mare dacă de uitat după volumul total de infracțiuni, dar, cu părere de rău, fenomenul respectiv, el a existat anterior, la momentul de față, el tot persistă în societate. Părere de rău sau părere de bine, da, sunt cazuri mai puține, dar nu toate cazurile, cum ați spus dumneavoastră, sunt raportate din diferite motive, care sunt, poate sunt percepțiile cele mai negative care erau anterioare, așa putem spune, stereotipurile anterioare, dar mare parte victima este dependentă în multe cazuri de agresor, inclusiv și material. Da, desigur, putem spune că violența în familie, ea se mai clasifică violență fizică, violență psihologică, violență sexuală, violență materială, religioasă, dar mare parte din aceste 16 infracțiuni care au fost înregistrate, mare parte ele sunt violență fizică și mai puțin violență psihologică, dacă așa de luat. Doamna Caraiman, care este situația în cadrul direcției pe care o reprezentați? Acolo ce statistici aveți? Normal că statisticile un pic diferă din ce moment, dar fiind faptul că noi, în ceea ce privește victimele violenței familiei, muncim în comun, avem o echipă. Deci, în afară de faptul că în această echipă facem parte Direcția Asistență Socială, Inspectoratul de Poliție, avem și Direcția de Învățământ și Sectorul de Sănătate,
respectiv nu toate actele de sesizare ajung nemijlocit la poliție. Sunt o parte care ajung, de exemplu, doar în cadrul direcției care o reprezint. De aceea și datele variază, mai mult ca atât că nu toate fișele, actele de sesizare se adeveresc. Deci la noi sunt repartizate practic suspiciunile și deja în urma evaluării noi împreună cu echipa verificăm sau vedem dacă se atestă sau nu. Astfel încât dacă să mă refer la date pentru adulți anul trecut au fost atestate și au fost deschise dosare de susținere a acestor familii pentru 79 de adulți și 144 de minori. Deci pentru anul 2023, pentru 5 luni, avem 48 de cazuri pentru adulți și 100 de cazuri pentru minori deja în primele 5 luni. Aici am considerat oportun să indicăm și actele de sesizare cu neglijare emoțională, pentru că și acestea, anul acesta au o prevalare negativă, aș spune eu, pentru că anul trecut noi am avut 14 cazuri de copii neglijați emoțional, anul acesta, în primele 5 luni, deja avem 52. Deci este o creștere destul de semnificativă, ce aș spune eu. Ce presupune această neglijare emoțională? Este un termen cumva nou pe care nu l-am auzit anterior. Deci de obicei se sesizează și se cataloguează ca neglijarea emoțională atunci când fie copilul este neglijat emoțional de către părinți, reprezentanți legal tutorii îngrijitori, fie că copilul este neglijat emoțional în cadrul instituțiilor unde își face studiile. Vorbim de un fel de bullying, da? Da, vorbim, da, de careva forme grave de bullying, pentru că de obicei acestea sunt sesizate. Iată, în ce circunstanțe ajung victimele să caute ajutor, atât la poliție cât și la asistență socială? Ei vin singuri și se cer ajutor sau de obicei este cineva din împrejurime, fie că este o rudă, un prieten, un vecin? E clar. Înseamnă că la momentul de față este îmbucurător faptul că totuși unii membri ai societății nu sunt indiferenți de situațiile legate de violență și apelează inclusiv serviciile 112 în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor. Adică poate să parvină un apel de la vecină, poate să parvină un apel de la o rudă. De asemenea, având o legătură strânsă cu Direcția Asistență Socială, primim și informații inclusiv de la ei, de la instituțiile de învățământ careva informație și de la instituțiile medicale. Dacă noi ne uităm după situația așa cum se ar adresa victima, înseamnă că în mare parte ele sunt informațiile 112 și niște înțelegeri din cadrul secției de internare a Spitalului Clinic Bălți. Mai puține cazuri sunt acele care m-am referit anterior de la rude, de la vecini. Dar, totuși, însuși, momentul esențial al acestei situații este că ele totuși sunt raportate, cum au fost anterior. În momentul în care sunteți anunțați, iată, chiar și de spital, da? Pentru că îmi dau seama că, în acest caz, deja o femeie sau un copil este într-o stare destul de gravă dacă a ajuns la spital. Victima, în acele momente, înțelege ce s-a întâmplat cu ea și este de acord să colaboreze cu organele de drept, ori ea este încă în starea asta de stres, de frică, de a denunța agresorul. În mare parte, chiar toate înștiințările care vin din secția de internare a spitalului, asta nu se referă numai la cazuri care sunt mai complicate, se referă la toate cazurile minore care sunt legate de violență în familie, din motiv că noi avem un mecanism clar de intervenție în cazul de violență în familie, prin care noi suntem obligați, nicătând la faptul că dorește victima sau nu dorește, la fața locului să chemăm serviciul, adică ambulanța să o chemăm, pentru ca persoana să fie examinată. Automat, dacă necesită careva intervenție mai serioasă, persoana se deplasează la spitalul clinic, unde este acordat prim ajutor. Dar în științările nouă ne vin și situația respectivă nouă servește inclusiv și ca probă, după ce obținem, spre exemplu, sau persoana duce și trece medicul legist sau noi ridicăm istoria de boală persoanei, este ca o probă în cadrul întocmirii dosarului contravențional sau celui penal, care adică stabilesc leziunile corporale care sunt asupra victimei.
Referitor la întrebarea dacă victima se află în situație de stres, depinde de situația în care e nimerit. Și normal, dacă este într-o situație mai minoră, noi putem discutăm cu victima chiar la același moment ca să stabilim toate circumstanțele. Dacă sunt careva situații așa mai majore, un legat mai mult de o infracțiune mai serioasă, atunci este mai greu, putem și a doua zi, spre exemplu, să discutăm cu victima ca să avem așa o perioadă de răgaz, ca victima să mai liniștească un pic. Dar, în mare parte, noi încercăm, la etapa inițială, documentarea cazului, să obținem toate probele care noi avem nevoie. Uh-huh. V-am înțeles. Care este situația la dumneavoastră? Deci, la noi un pic, cazurile când victima se adresează sunt număr mult mai puține. Ce am, pot să zic că am observat din numărul de cazuri de adresare personală, când foarte rare cazuri, victima când deja se simte la o ananghie foarte serioasă, poate să apeleze la servicii. Cu regret, suntem în situația că de cele mai dese ori încercăm să convingem victimele să aplice la serviciile existente, încercăm să le convingem că au niște drepturi, să le informăm și să le acordăm servicii de asistență, inclusiv și plasament pe o perioadă determinată pentru asistență de criză. Dacă vorbim de datele, cum sunt furnizate ele la noi, deci aici avem date atât venite de la Inspectoratul de Poliție atunci când este vorba de minori, când este vorba de adulți, când se atestă deja faptul violenței, respectiv în urma acestor sesizări, dacă vorbim de actele de sesizare, așa zisele fișe de sesizare, ele sunt suspiciuni, dacă vorbim de fișele de referire, ele deja sunt fapte atestate și respectiv aici colegii mei lucrează în comun cu colegii de la inspectorat, au un plan de acțiuni pe familie, monitorizează agresorul, victima și inclusiv îi acordă serviciile necesare și avem multe cazuri când noi ne autosesizăm pentru că, cu regret, avem un număr de agresori care comit fapte agresive anuale. Deci, dacă în regim normal, de obicei, agresorul se află în evidența inspectoratului un an de zile și dacă nu comite alte fapte agresive, deci el se scoate din evidență cu procedura dumnealor, avem cazuri când deci un agresor se găsește ani de-a rând în evidența. Asta pune evidență de motiv că continuă acțiunile sale agresive față de victimă. Cum și-a spus colega anterior, dacă persoana comisă un act de violență în familie, el este luat la evidență ca agresor familiar perioada la un an de zile. Adică un an de zile cu dânsul se petrece lucruri de prevenție, atât la nivel individual cât și general, prin care se vede comportamentul acestuia, cum de obște se află în cadrul societății și dacă el nu se corectează sau perioada unui an calendaristic a mai comis careva acte de violență în familie, înseamnă că evidența lui se prelungește în continuare. Dar iată, anume la acest moment cu lucrul cu agresorul, chiar aș vrea să discutăm un pic mai detaliat și vom reveni înapoi la tot ce ține de victimă, pentru că din câte am observat eu, mai multe programe sunt puse cumva pe protecția victimei, reabilitarea victimei, plasarea victimei, scoate din familie și toate serviciile cumva au fost îndreptate către victimă. În același timp, agresorul, una din soluții, el este scos din familie, el este privat de dreptul de a se atinge de victimă, îi se dă și tipuri și multe detalii despre care vom vorbi un pic mai târziu. Dar iată, chiar mi este interesant cum se lucrează cu el, iată, aici, da? Pentru că una din cele mai mari probleme agresorului este conduita pe care i-a fost implantată cumva în trecutul lui din copilărie, pentru că asta am văzut în familia lui, asta a trăit sau cel puțin nu s-a simțit iubit și nu știe cum să ofere sentimente și atunci acele emoții negative pe care le are le transformă în acte de violență și este bine că vorbim destul de mult despre importanța emoțiilor care, dacă nu sunt pozitive, atunci ele se transformă în ură și în violență. Cum se lucrează cu acesta la nivel terapeutic ca el să nu mai comită infracțiuni? Pentru că vedem doar
lupta cu el prin bâtă nu are... Și aici mă refer la sancțiuni, aici mă refer la în a fi el închis sau devenit deținut, da? Pentru că pentru anumite fracțiuni ei chiar sunt și pedepsiți cu privarea de libertate, muncă în folosul societății și așa mai departe. Nu lucrează asta. El se întoarce, cum ați spus și dumneavoastră. Revine după un an de îngeraș, revine iarăși la vechea conduită, că el nu știe altceva. La mare parte, cazurile de violență în familie care sunt la noi înregistrate, ca motiv al comiterii actului de violență în familie, este întrebânțarea băuturilor alcoolice de către agresor și faptele de gelozie. Dacă noi ne uităm din punct de vedere a poliției activități pe care noi întreprindem cu agresorul pentru a nu admite ca pe viitor să se întâmple astfel de cazuri, ele noi sunt stipulate în Ordinul 93 din 2023, prin care este un mecanism clar de intervenție a poliției în cadrul cazurilor de violență în familie. Cum am spus anterior, persoana este luată la evidență perioada la un an după ce a comis fapta. În cadrul, spre exemplu, aplicării măsurilor de protecție, ca ordonanța de protecție, cum ar fi instanța de judecată, este în drept să-l îndrepte, avem un centru la Drochia pentru reabilitarea lui, dar să înțelegeți că deplasarea spre centrul respectiv este din sursele financiare proprii agresorului, ceea ce uneori nu convine agresorului. Și, de asemenea, ne merim într-o situație foarte urât, că el în fiecare zi are posibilitatea să circule, spre exemplu, la Drochia, că acolo se primește că este oferit consilierea respectivă într-o zi, pe urmă trebuie să revin acasă, pe urmă să deplasez, adică pe o perioadă mai îndelungată de timp. Dar este o obligație binevolă? Nici nu obligație. Nu, este ea nu este o obligație binevolă a persoanei, este îndreptat de către instanță de judecată. Adică este o decizie care el trebuie să o respecte. Este o decizie pe care trebuie să o respecte. Dar noi ne confruntăm cu situația cum, aș spus anterior, cu sursele financiare, are persoana sau nu are persoana. Legiuitorul, în mare parte, el a fost determinat să apere toate drepturile și interesele victimii, nu agresorului. Din motiv că agresorul, cu bine, trebuie să îți dai seama despre faptele care vrea să le întreprindă sau deja le-a întreprins. Desigur că sancțiunile sau faptul arestului a lui nu joacă un element de educație acestuia în unele cazuri, dar în unele cazuri, spre exemplu, sunt situații când familiile înapoi încep să locuiască, concubinează înapoi, dar sunt și situații, mai ales aceasta se atestă la familii care sunt așa mai social vulnerabile sau persoanele unde fac abuz de alcool și nu au un careva venit. Aceasta se atestă la ei, dar noi ca măsură din partea poliției, desigur, îi vizităm la domiciliu, spre exemplu, uneori și colegi la Direcția Asistență Socială vizităm, făcând careva anchete al acestora. Putem, dacă în caz că persoana, spre exemplu, activează, are un loc de muncă, putem să-l vizităm și la locul de muncă. În situațiile în care persoana locuiește, spre exemplu, pe anumită stradă, putem să întrebăm de rude și de vecini, cum în comportamentul lui, s-a schimbat ceva în comportamentul lui. Dar asta sunt niște măsuri care sunt înfăptuite de către organul poliției, dacă ne referim la careva consilieri psihologice a lui pentru a intra în esența problemei sau de a schimba conduita lui la general, noi așa servicii, spre exemplu, nu oferim ca organ de poliție. Noi ca și, cum a și zis colegul meu, că muncim, avem anumite instrucțiuni foarte bine stipulate, este articolul, este ordinul 903, care ne indică cert cum ar fi implicarea asistenței sociale în aceste proceduri. Ce vreau să remarc aici? Vreau să remarc că asistentului social este foarte greu să stabilească contact cu victima. Deci chiar cu victima. Uh-huh. De ce? Pentru că victima, preferabil, mai bine zici că nu are nevoie, mai bine refuză serviciile. Deci este dificil până se stabilește un contact, pentru că să muncim cu această victimă și cu această familie, trebuie să avem contact. Să stabilim acest prin contact, să stabilim această încredere cu victima, ca ea să dorească să beneficieze serviciile noastre. Ce este de remarcat? Că foarte dificil, victimele merg la contact. De obicei, asta se finalizează cu faptul că ea își ia casa. Avem multe situații în care nici nu ni se deschide ușa. Avem multe situații când mergem, venim, lăsăm scrisori, încercăm să contactăm victima pe toate căile posibile,
ultima nici dorință ne răspundă. Deci am mers aici pe calea că le trimitem până și prin scrisuri recomandate, încercăm cel puțin să informăm ce drepturi au și unde pot să se adreseze în circunstanța în care nu se stabilește niciun contact și ei nu vor să comunice. Dar, totuși, în raport cu agresorii, aș spune că munca cu victima este mult mai eficientă, adică și mai cu rezultate mai plauzibile, aș zice eu, decât cea cu agresorii, pentru că un procentaj foarte minim din agresori își doresc și acceptă să primească asistență psihologică. Dar noi avem în cadrul direcției un specialist psiholog și noi putem să prestăm servicii de asistență psihologică. Se deschide un dosar odată ce vine fișa de referire în care se indică că a avut loc violența în familie, se deschide un dosar pe numele familiei, se întocmesc un plan de, dacă vorbim de lipsa muncii, cu scopul de a-l angaja în câmpul muncii, dacă vorbim de probleme de ordin financiar, atunci de îmbunătățire a problemelor de ordin financiar, deci ne centrăm pe însăși situația în ansamblu, nu doar pe aspectul violenței, că și acesta muncim. Nu avem agresori care, adică nu că nu avem, sunt foarte puțini care își doresc să schimbe conduită. Și din punctul nostru de vedere, prevederile legale în unele situații sunt foarte blânde în raport cu agresorii, deși sunt de acord cu dumneavoastră că agresorii sunt și ei niște victime a circumstanțelor, pentru că 60% din agresori au fost anterior și ei victime. Au fost victime care n-au beneficiat de asistența necesară și respectiv au adoptat un comportament care le-a fost model și le-a fost atunci în preajma circumstanțelor în care se afla. Și, într-adevăr, lipsa unui serviciu de resocializare a agresorilor, deci în teritoriu, este o lacună destul de serioasă, aș spune eu, pentru că, în afară de resursele financiare care lipsesc la agresor, noi ne confruntăm, cum spune colegul meu, și cu consumul de alcool, consumul abuziv. Și mă dați seama, un consumator abuziv de alcool, pe cât ar fi să-l responsabilizezi chiar și prin acea hotărâre de judecată, să meargă la Soroca, de exemplu, la Drochea de două ori pe săptămână, de exemplu, sau în detrimentul unei persoane care este angajată, muncește, pe de o parte este o hotărâre, deci este această resocializare, pe de altă parte este o familie social vulnerabilă care necesită resurse de întreținere și este un angajator care nu le interesează problemele personale. Da, și cumva absentează de la muncă și avem problema și angajării și finanțării și un șir de probleme de altă natură. Din punctul meu de vedere, este oportun să se creeze un serviciu de resocializare în teritoriu, pentru că suntem în municipiu și este oportun să muncim cu agresorii. De ce? Pentru că noi, prin sancțiunile legale care sunt, pe alocuri înrăutățim, să zic eu, situația așa. Nu știu dacă este corect să spun așa ca specialist, știți, dar vorbim lucrurilor adică se pune o amendă pe care dumnealui o ia din gura celor copii, știți? Dintr-o situație financiară nu chiar bună. Și nu de fiecare dată o amendă îl faci pe agresor, adică să nu comite alte fapte de violență. Adică cu regret... În cazul el mai tare se enervează pe situația creată și continuă a comite actele. Și avem situații și mai urâte, că se revictimizează victima, pentru că altădată el și mai rău o abuzează pentru că a comunicat și ea și mai mult se închide în sine. De aceea, aș zice eu că noi, la etapa actuală, suntem într-o situație în care trebuie să, cumva, să ne unim forțele pentru a dezvolta acest aspect a resocializării. Pentru că, într-adevăr, partea punitivă, adică a pedepsii, da, ea este blândă din punctul nostru de vedere, dar ea este. Sunt mai multe prevederi legale care cumva se aplică, colegii noștri le aplică, au niște proceduri. În ceea ce privește resocializarea, dacă el refuză această asistență psihologică, noi nu putem să-i impunem. Și dacă vorbim de un psiholog obișnuit și de un centru specializat care acordă asistență în resocializare, vorbim de competențe diferite. Pentru că nu putem, până și asistența psihologică trebuie să fie acordată calificat. Nu putem să muncim cu aceleași instrumente cu un agresor și cu aceleași instrumente cu un abuzator. Exact. De exemplu, de alcool. Știți, sunt niște categorii diferite care necesită niște
intervenții complexe. Și atâta timp cât nu se muncește în complex, atât cu victima, atât cu agresorul, cât și cu circumstanțele din sociale ale familiei, nu putem să discutăm despre succese, cel puțin așteptate în termen de lungă durată. Deci vorbim de niște mușamalizări, cum să zic, imediate, adică periodice. Pentru că nu ai altă soluție și nu ai cum să intervii și să schimbi mersul lucrurilor, da, din incapacitate. Dar se lucrează în această direcție? Adică s-a simțit necesitatea de a aduce, iată, un nou suflu acestei probleme legate de violență și de a crea aceste centre? Sau cine ar trebui, de fapt, să bată în ușă și să lucreze asupra acestui moment? Deci, cred eu că cei care trebuie să bată în ușă suntem noi, cei din teritoriu. De ce? Pentru că trebuie să ne învățăm a rezolva problemele la noi acasă. Nu putem să așteptăm să vină cineva care să ne le rezolve. Dar nici nu pot să neg că în unele domenii și în ceea ce privește niște modificări legale, niște dezvoltarea unor servicii, este foarte binevenită implicarea autorităților centrale, pentru că problema agresorilor, resocializării agresorilor, nu este doar la Bălți în modul ăsta. Deci este o situație la nivel național care, respectiv, din punctul nostru, cel puțin al meu de vedere, ar urma să fie soluționată în comun cu autoritatea centrală. Nu spunem că noi stăm și nu facem nimic, nu. Muncim în comun pentru a dezvolta servicii noi. Asta este și menirea structurilor de stat, din punctul meu de vedere. Dacă e să revenim înapoi la victimă și la situația când avem acte de violență, fie asupra femeilor, fie asupra copiilor, și invers, că avem și bărbați agresați, nu este o noutate acest lucru, să le spunem celor care încă nu cunosc, pentru că fiind activă pe rețele de socializare, nu odată am văzut anunțuri ale victimelor care nu știu ce să fac, nu știu unde să se ducă, nu știu după ce ajutor să apeleze. Sunt în situații de stres și nu văd lumină în capătul tunelului. Iată, care ar trebui să fie primele acțiuni pe care ar trebui să le întreprindă o victimă atunci când este agresată pe una din cele tipuri de violență pe care le avem deja înregistrate? Bine, în viziunea mea ca persoană care activează în cadrul organelor de poliție, este ceea care ar trebui la bun început să raporteze situația. Să suni la 112. Adică să suni la 112. Asta e elementar. Odată când ai apelat 112, informația respectivă se înregistrează și la fața locului deja iese echipa de reacționare, în cadrul căruia sunt acumulate, adică se petrec discuții cu victima referitor la situația care o, putem așa spunem, o impusă să apeleze la ajutor poliției. Adică situația că am apelat, spre exemplu, 112, nu a venit nimeni la ziua de astăzi, nu e așa ceva. Orice informație este înregistrată. Eu aș vrea aici să menționez un moment și sper că ne aud foarte bine toate victimele, este că dacă exista stereotipul că polițistul este cu mătru, cu soțul meu, este prieten cu soțul meu, este polițist sau este, pentru că nu este exclus și cei care lucrează în organele drept să aplice acte de violență, da? Înainte cumva lucra sau era totul putea să fie mușamalizat cumva, da? Că există acest stereotip, mai ales în zonele rurale. Păi acum dacă o femeie sau victimă sună la 112, nu mai poate fi mușamalizat cazul, pentru că el este înregistrat deja la nivel central. Sunt situații în care, spre exemplu, dacă munci pe o bălță, avem 7 sectoare de poliție care deservesc întreaga localitate, întreg municipiu. Așa. Noi putem spune că persoana poate să adreseze la ușă din sectoarele respective. Dacă nu cunoaște unde se află sectoarele respective, poate să adreseze la inspectoratul de poliție. Poate să adreseze la orice echipaj de patrulare care este în municipiul Bălți pentru a fi informat despre situația, unde este posibilitatea de a se adresa în cazul violenței în familie.
Tot în același timp, noi informația asta putem, adică dorim să o obținem de la instituțiile medicale și la instituțiile de învățământ și din cadrul Direcției Asistenței Sociale. Dar, totuși, în mare parte, situația cu raportarea violenței în familie mai mult ține de victimă. Sau de victimă, sau de rudele acestea, sau de vecinii acestea, care poartă o indiferență față de situație. Că vă dați bine seama că când o persoană care este supusă violenței nu raportează la timp, situația respectivă ea cu strânge pe perioada la o săptămână, la o lună, la un an de zile și putem să ajungem la ceea că noi n-am intervenit la etapa inițială și deja noi suntem la o etapă în care în o anumită situație se poate deja depornit o cauză penală pentru acțiuni de violență, depinde de leziunile care sunt. Ce se întâmplă mai departe? A sunat, a anunțat. Da. Înseamnă că dacă apelăm serviciul 112, informația este înregistrată din cadrul inspectoratului de poliție, la fața locului se deplasează echipajul direcționare operativă sau un membru a grupei operative, spre exemplu, sau ofițerul de sector care este de serviciu timp de din 12 în 12 ore care activează, adică 24 de ore de acolo la general. Se deplasează la fața locului, stabilește toate circumstanțele, în ce constă stabilirea circumstanțelor, începând de la victimă, ne uităm după situația în care, dacă este un fapt contravențional sau infracțional, depinde de gravitatea acesteia, dacă putem să discutăm cu victima în primul rând. Discutăm cu victima, o chestionăm pe victimă, inițial și normal că despărțim victima de agresor, cu agresorul se ocupă un alt angajat, cu victima alt angajat. Se primește așa că se stabilește ambianța care este în interiorul apartamentului, dar s-a întâmplat situația în apartament. Dacă sunt careva deteriorări, dacă sunt semne vizibile, dacă eu aplicat, spre exemplu, forța fizică asupra, dacă sunt urme de sânge în interiorul apartamentului, ulterior ne uităm pe înfățișarea sau pe exteriorul victimei, dacă sunt careva leziuni corporale, desigur, noi suntem obligați ca să chemăm ambulanța la fața locului. Deja după ambulanță, persoana, cum și-am spus anterior, este sau pe loc examinat sau transportată la spital. Încercăm să audiem careva marturi care erau prezenți, spre exemplu, dacă nu sunt marturi oculari chiar în apartament, audiem vecinii, s-au auzit gălăgie, nu s-au auzit gălăgie. Ne uităm după informații care o avem anterior, s-a mai adresat persoana respectiv sau nu s-a adresat, a fost agresorul la evidență, nu a fost agresorul la evidență. Adică sunt un complex de măsuri care în municipiul Bălți, spre exemplu, la cazurile când ies la documentare astfel de cazuri, mecanismul foarte bine este pus pe roate. Ne uităm, dacă este necesitatea de a aplica ordine de restricție de urgență, îl aplicăm. Agresorul, desigur, că cu dânsul se discută aparte, este, spre exemplu, izolat de victimă ca să nu aibă contact, ca să poată influența asupra acestea. Se iau toate măsurile de a proteja. Dacă în cazuri în care sunt copii, informăm inclusiv și Direcția Asistenței Sociale sau imediat, depinde de caz, sau imediat, sau pe intermediul unei fișe sesizări, ulterior înaintăm și o fișă de referire a cazului de violență în familie. Dar ne stăruim să întreprindem toate măsurile ca nouă ulterior să ne fie mai ușor să identificăm situația în care a fost o faptă contravențională sau a fost o infracțiune. Și normal, dacă este o contravenție, noi documentăm ca contravenție, ulterior emitem după competență de examinare către instanță de judecată pentru aplicarea sancțiunii. Dar deja dacă sunt semne componente de infracțiune, desigur că materialul acumulat este înaintat către secția urmăriri penală și deja ei se ocupă cu pornirea dosarului penal pe caz. Există un profil al victimei? Putem să o desenăm? Sau situațiile sunt diferite? Dacă ne uităm după profilul victimei, noi nu putem să spunem că este o anumită vârstă, spre exemplu, normal, de la o perioadă de la vârsta de la 18 până la 50 de ani. Am făcut o analiză în care sunt și, spre exemplu, 18, 25, 25, 32, nu e o anumită. Dacă ne uităm după vârsta respectivă, spre exemplu, la 25 până la 45 de ani, sunt supuse riscului de violență în familie cel mai mult părțile feminine.
Desigur că sunt în mare parte din familii social vulnerabile. Adică... Acolo unde nu este educație și este abuz de alcool. Este abuz de alcool, nu este educație. Și tot în același timp, persoana respectivă, ea anterior în viață, chiar și când ea a fost ca copil, a văzut acțiunile agresive din partea părinților ei. Și pentru dânsul asta, sau pentru dânsul ar fi o situație în care este normal. Și din cauza asta și ea și nici nu raportează la poliție, că consider că asta e o normalitate pentru familia lor. Cum la noi primit la moldoveni, știți cum, tot ce rămâne în casă, în casă trebuie să rămâne, nu trebuie să scoți gunoiul din casă. Dar, după părerea mea, asta nu e corect, din motiv că ne întâlnim cu o situație când victima este abuzată de mai multe ori și situația dată duce la niște conflicte mai majore în familie. Da, eu vreau aici să completez colegul meu ceva ce a zis el mai sus cu privire la asistența victimilor. Deci dacă ei se axează pe cadrul legal, atunci noi ne axăm pe situația de criză și anume pe situația emoțională. Deci aici pentru noi contează să asistăm psihologic pe situația de criză victima și să asistăm social. Ce înseamnă social? Înseamnă că, cum și zice colegul meu, în profilul victimei avem într-adevăr și alți indicatori de risc ai familiei. Într-adevăr, atunci când examinăm și evaluăm cazul, ne dăm seama că familia are și un șir de probleme de ordin social care urmează a fi soluționate. Scopul sferii sociale este aici ca să dea independența acestei victime, ca să poată fi ruptă din acest cerc vicios. Pentru că, într-adevăr, dacă am face careva generalizări, am face în ceea ce privește vârsta, cam și noi avem aceiași indicatori, avem un profil, victima de obicei vine dintr-un mediu în care s-a aplicat forța fizică și de cele mai dese ori și victima într-adevăr percepe că aplicarea forței fizice este o normă, mai mult ca atât că și ea o aplică în raport chiar și cu agresorul și cu copiii. Deci avem situații în care nu știm cine e mai victimă, fie că a aplicat agresorul, fie că... Da, deci avem situații și de acest sens. Ce vedem aici? Avem dependență de agresor. Deci fie financiară, fie în raport cu spațiul locativ, fie de obicei lipsa activității. Deci un număr mare de victime sunt fie că mamele care se află în concediu de creștere și îngrijire a copiilor, fie că mamele care sunt casnice și nu prestează o careva muncă, doar avem... în acest profil lipsa relațiilor de suport. Adică, nu are părinți, adică, nu are persoane de susținere. Nu că nu le are de facto, dar cei din jur nu o susțin. Adică nu are resurse care să o susțină să iasă din acest cerc vicios. Și acest aspect cu starea emoțională plină, în afară de anxietate, este acolo și sunt complexe de inferioritate, sunt nesiguranța pe sine, lipsa rezilienței la stres, lipsa încrederii că poate să iasă din această situație. Mai avem aspectul social, mai avem persoanele care nu susțin și zici că m-a bătut și pe mine tatu și ia ca slava Domnului, am crescut 3 copii și i-am dat la casa lor și dacă te bate, te iubește. Deci, persoanele din jur nu sunt acei factori determinatori de susținere a victimei ca ea să meargă pe niște pași de ieșire din aceste situații. Inclusiv avem și starea financiară care este dependentă de agresor. Și anume acești mai mulți factori și determină victima să rămână în acel cerc vicios. Pentru că ea își pune întrebarea, bine, el mă bate, dacă mă duc, unde mă duc? Unde stau? Cu ce resurse întrețin copilul? Cine mă ia la muncă fără, de exemplu, un stagiu de muncă, fără ca să muncesc sau fără ca să am o profesie? Deci aceste toate circumstanțe fac ca victima să-i fie dificil să aplice pentru o suport. Cele care cer ajutorul, de obicei, în cel mai mare procentaj, au persoane de susținere care le ajută să iasă din acest viciu. De sine stătător, foarte rare ori, victima își găsește aceste resurse de a ieși.
În circunstanțele în care actele de violență sunt la început, da, adică abia au început să apară în familie, atunci resursele sunt altele. Atunci când victima este abuzată de-a lungul timpului, resursele sunt minime. De aceea, apelul meu ar fi mai degrabă ca victimele să nu permită, pentru că odată ce acceptă să rămână în acest cerc vicios al aplicării violenței, cumva ea îi dă de știut agresorului că cu ea așa se poate. Din start, ai primit prima lovitură, dacă vorbim de cea fizică, sau ai văzut primele supuneri financiare, că poți nici nu ai bani de pâine și e important ca agresorul să aibă ce mânca și e problema ta, ai mâncat sau nu azi, să raportezi. Da, eu aici vreau să zic că nu e vorba doar de violență, nu trebuie să așteptăm să primim o palmă neapărat. Atunci când tu ești neglijată economic, când tu nu ți se permite să comunici cu prieteni, când tu ești abuzată emoțional, numită, demnitatea înjosită, deci acestea toate sunt forme de violență care deja trebuie să vă dea de înțeles că lucrurile nu merg bine. Și nu este doar o moft ca să intervii la început. Toate lucrurile, toate situațiile care au loc și care se intervine de timpuriu, deci ele se soluționează mult mai ușor și sunt efectele mult mai rapide decât cele care deja sunt la niște etape grave, când sunt de acord cu colegul meu că avem situații în care în urma violenței aplicate de lungă durată, victima la un moment dat devine agresor și poate să comite infracțiuni destul de grave. Infracțiuni mai grave. Care se soldează cu două vieți destrămate, cu niște copii în instituții și cu niște lucruri mult mai grave. Pentru că aceste emoții negative pe care agresorul le proiectează pe victime, ele se asimilează la victime, ele nu rămân în gol. Pentru că dacă victima nu beneficiază de asistența necesară, ea acumulează acest afect care ulterior apare și se întâmplă lucrurile mult mai urâte. Și aici colegul meu ceva mai sus spunea că până și specialiștii pot fi catalogați și pot fi atrași la răspundere că nu au intervenit la momentul potrivit, cunoscând despre situația familiei. Asta nu depinde numai de, spre exemplu, poliție sau direcția asistență socială sau instituția de învățământ. Asta depinde din întreaga societate. Întreaga societate, eu mă refer inclusiv și la rude, inclusiv și la vecini, și la alte persoane care ar cunoaște despre o situație. Și el atunci când cunoaște o situație și nu o raportează, el tot este o persoană care este indiferentă, dar în cele mai multe cazuri ar fi dorit ca ei să raporteze. Nu are importanță, cazul e de minor sau de adult, origine pur și simplu de un conflict careva în familie, mai bine totuși de anunțat pentru a evita careva infracțiuni mai grave. Că, spre exemplu, cum și-a spus colega, persoana da, asimilează tot negativismul ăsta care vine sau tot violența asta care e aplicată din partea la agresor și într-o bună zi primește o situație când deja victima, fiind ca agresor, comite o infracțiune cu mult mai gravă ca acțiuni pe care le întreprindea până amu agresorul în perspectiva aceasta. În dorința sa de a se proteja, poate da. să comită un omor agresorului. Da, exact. Eu aici aș vrea să fac referire la un exemplu din practica noastră care a avut loc recent. Pe fondul faptului că, de exemplu, mama a fost abuzată fizic mai mult timp, mai mulți ani de concubinul ei, doamna a avut o cădere nervoasă, în urma căruia a aplicat violența față de copilul de 4 ani. A aplicat violența ca rezultat a violenței, copilul era negru de la burtă în jos, n-avea niciun spațiu ca pielea să fie albă, explicația fiind că a avut o cădere nervoasă și nu înțelege cum a putut să devină ea un agresor. Și ca rezultat, i-a fost scos copilul din familie și dumneavoastră a fost limitată în drepturi și pe parcursul aproape de 3 ani a mers la resocializare și a fost în servicii de asistență ca să-și poată întoarce copilul, de exemplu. Ea, nici până astăzi, neexplicându-și cum putea ea să fie atât de agresivă cu propriul copil, care nu a făcut nimic grav. Violența nu poate fi nicicum
nu poți găsi niciun argument în favoarea violenței. Ea nu poate fi justificată. Cine ar fi făcut copilul ăsta? Dar este un caz expres care indică la ce poate duce o agresivitate proiectată și cu rezultate centrate deja pe generația mai tânără. Mi s-a făcut piele de găină când ați povestit acest caz, pentru că într-adevăr, un minor nu trebuie să ia asupra sa acea stare sau acea energie care o primește un părinte din cauza agresiunii. Dacă ar raporta, da, aceste cazuri de violență asupra sa, atunci ar putea tăia din rădăcini toată problema și rezolva soluție. Eu aș vrea aici să ne axăm și încă pe un moment cu victimele care rabdă de ceva timp. Există și pentru ele soluții, da? Chiar dacă nu are unde să se ducă, chiar dacă nu are susținere, totuși există asociații, există organizații, există servicii create pentru a susține orice tip de victimă, da? Ea nu rămâne în stradă cu copii și nu moare de foame sub oricare gard. Da. Deci eu aici aș fi vrut un pic să completez faptul că, într-adevăr, nu lăsăm victimele în stradă. Este oportun ca victima să-și dorească o schimbare. Deci în cadrul orașului avem centru de asistență pe situație de criză, cum cunoaștem, este centru SOTIS, unde victima poate să fie plasată temporar. Deci se plasează temporar, după care asistentul social împreună cu echipa multidisciplinară identifică soluții ca ea să iasă din acest centru și să aibă o posibilitate fie să se angajeze în câmpul muncii, să fie închiriată un spațiu locativ, se identifică resurse financiare în acest sens, se acordă suport pentru a primi o profesie, pentru a se angaja în câmpul muncii. Deci nu vorbim de o victimă care o lăsăm pur și simplu. Este oportun ca ea să-și dorească. În rest, suportul necesar bine. Doar că avem situații cu regret când victima, de exemplu, este plasată pentru situația de criză una, două, trei săptămâni sau o săptămână, după care ea, pentru că instituția nu este de tip închis, după care ea se duce și se împacă cu agresorul și ea, de bună știință, beneficiind de asistența de criză, se întoarce înapoi la agresor că s-au împăcat. De ce vreau un pic să mai adaug ceva, de ce să nu acceptăm și să nu răbdăm violența? Pentru că de unde vine această agresivitate? Cum am zis dumneavoastră și cum am zis noi mai sus, vine din familie. Noi avem copii în familie care preiau comportamente. Și atunci când avem un copil care se crește și se educă într-un mediu unde permanent se emană violență, se aplică, este agresivitate, acest copil învață acest comportament. Și respectiv, în afară de faptul că îl învață, îl manifestă asupra colegilor săi, ulterior în propria familie. Deci, cumva, prin faptul că eu ca mamă, de exemplu, accept să fiu lovită, eu cumva îmi fac victimă și copilul meu și îl fac și agresor deodată. Deci cumva ar fi bine ca victimele să se gândească că în acest cerc este nu doar ea, deci în acest cerc este și viitorul copiilor ei. Da, cumva mamele au o scuză. Eu răbd pentru ca copilul meu să aibă familie, dar de fapt nu face nimic altceva ca să distrugă și familia propriului copil. Ne mirim în situația când ea rabdă și tot copilul, când crește mai mare, el asta repetă ceea ce a văzut în familia sa. Și adică nevoia asta de a răbda, eu nu știu cât e de oportună pentru victima respectivă. Revenind la ideea de a raporta, chiar aș vrea să vorbim un pic și aici. Cine trebuie să raporteze un caz de violență? Toți. Toți. Toți, pentru că indiferența nu ajută. Știți cum vecinii la noi se gândesc? Ei acolo să bat, să împac, nu mă bag, ori să zic că eu nu-mi caut de treaba mea și îmi închid ușa, geamul și vecinii să se... Asta e cea mai rău situație în care noi ne întâlnim, când cineva din rudele apropiate, știind despre situația în care se află un cuplu, spre exemplu, nu raportează astfel de incidente, chiar și așa la vecin,
nici, spre exemplu, instituția de învățământ în care ar veni copilul, spre exemplu, mai stresat la domiciliu, adică la instituția de învățământ nu s-ar implica foarte tare pentru a identifica de ce el se află în astfel de stare, oare tot normal la dânsul în familie sau nu e normal. Adică raportarea trebuie să fie făcută de orice care persoană care cunoaște despre cazuri de violență în familie. Adică, nu-i taman să cunoască la o precizie de 100%, că ca într-o familie sunt acte de violență în familie, măcar dacă i-ar trezi o careva suspiciune față de actele respective. Să informeze. Adică, nu-i taman că trebuie să raportezi numai victima. Că asta e problema la victimă. Asta nu-i problema la victimă. Asta e problema noastră la toți. Este oportun ca societatea să perceapă că atâta timp cât ea tace, ea este complice la infracțiune. Pentru că ea lasă lucrurile să se întâmple. Nu ești cu nimic mai bun dacă tu vezi că se comite o nelegiuire și taci. Deci este oportun tot să comunicăm. Pentru că atâta timp dacă ar ști abuzatorul, uite, neapărat dacă nu comunică soția sau nu comunică mama, comunică altcineva, dar avem situația în care sunt conflicte, sunt acești factori de risc, ulterior acești vecini au conflicte, deci au comunicat. Sunt și aspectele astea care sunt un pic mai terțiare, dar care persistă. Dar atâta timp cât vom dezvolta un sistem și mai bun de autosesizare, de sesizare a faptelor de violență, cu atât mai multă va fi binevenită intervenția promptă. Pentru că nu pot să neg nici eu și nici colegul meu că anterior modul de comunicare și indicatorii de comunicare erau mult mai slabi și mai mici decât actualmente. Nu putem să nu spunem că societatea noastră s-a dezvoltat și societatea noastră merge spre prevenire și spre combatere, pentru că avem o societate mult mai citită, societate care știe că trebuie să comunice, unde trebuie să comunice, avem cadrele mult mai instruite, vorbim mai mult de fenomenul violenței decât o făceam alte date sau în anii precedenți. Pentru că eu vreau să zic că persistența indicatorilor de violență și numărului, aceste date statistice, chiar dacă ele cresc, nu este tocmai un indicator negativ. Și vă zic de ce. Faptul că ei cresc înseamnă că se comunică. Se raportează și acesta este un indicator bun. Înseamnă că nu toate faptele care se raportează se adeverează. Dar mai bine să mergem noi și să nu se adeverească decât să aibă loc o faptă de violență și noi să nu cunoaștem. Iată, vrem un moment încă să-l întreb. Iată, avem un cuplu nou, da? Sau o familie nouă. Fie că a venit pe sector sau fie că s-au căsătorit. Iată, acest cuplu, el se ia cumva la evidență sau dacă apare acolo un copil de cineva, este eu înțeleg că nu poate să stea, da, deasupra lui tot sistemul care noi îl avem social, dar este cineva care cumva urmărește ca să fie protejat, fie minorul, ca să nu ajungă iată la situații de risc sau unul din soț să nu devină victime. Deci aici este segmentară intervenția, vă zic de ce, pentru că cu regret noi primim informația prin aceste acte de sesizare, când deja verificăm un potențial act care ar fi fost săvârșit sau deja a fost săvârșit, sau când ne autosesizăm că copiii ar fi într-o potențială situație de risc și atunci se deschide un dosar de management de caz cu care se lucrează familia. Dar dacă familia nu se află în evidența inspectorului, nu se află în evidența noastră, este angajat în câmpul muncii, nu au fost sesizate careva riscuri, familia nu se află în evidența autorităților. Da, dacă vorbim de copil mic, de exemplu, ei se află în evidența medicului de familie, că se duc cu copilul la vaccinări, medicul are contact. De ce sesizează medicul?
pentru că el este cel care are contact cu familia. De ce se sesizează instituțiile de învățământ? Pentru că sunt instituțiile unde merge copilul și unde pot fi observați careva indicatori ai violenței. De ce asistența socială? Că suntem cei care asistăm social familiile și putem să noi să ne autosesizăm pe anumite aspecte. De aceea și vorbim despre niște organizații partenere, dar asta nu înseamnă că nu celelalte organizații care cunosc despre faptele violenței nu poate să facă un act de sesizare și nu poate să comunice despre acest lucru. Important este ca cei din preajma cuplului, atunci când văd o problemă de care neva nivel, să o sesizeze. Pentru că mai bine să nu se, mă repet, să nu se adeverească decât să se întâmplă ceva grav. Dacă așa de luat, cum și-a spus colega, dacă întrebați de o evidență a cuplului respectiv, evidența respectivă revine la diferite instituții. Dacă, spre exemplu, despre situația respectivă nu cunoaște poliția sau nu cunoaște direcția asistență socială, cum și-a spus, dacă este un copil în familie, copilul respectiv este vizitat de medic. Medicul, dacă și normal că observă pe copil careva vânătăie, trebuie să-i aibă o bănuială că ceva s-a întâmplat sau copilul s-a lovit sau poate părinții n-au grijă de copil sau poate s-a lovit în cadrul conflictului între părinți. Adică ei pe noi trebuie să ne sesizeze, ceea ce nu e prea îmbucurător la momentul de față pe municipiul Bălți, că careva, cred că nici noi, nici colegi la Direcția Asistență Socială n-am primit careva sesizări, anume sesizări de la legate, educatori. Nu de la educatori, de la medicii de familie, spre exemplu. Sunt mai puține, dar sunt. Unici. Eu, spre exemplu, n-am auzit ca un medic de familie să ne remite careva informații, poate o remite la Direcția Asistență Socială. Dar dacă fiecare instituție ar activa pe domeniu, Și-ar lucra cumva, de domeniul de violență în familie. Acum discutăm despre violență în familie, nu luăm alte domenii, că ele s-o mulțime. Da. Dacă fiecare instituție ar responsabiliza activitatea lor, spre exemplu, dacă este un mecanism intersectorial de cooperare între Direcția Asistență Socială, Inspectorat de Poliție, instituția medicală, instituția de învățământ, atunci ar merge foarte bine așa pe cerc. Uh-huh. Adică fiecare dintre noi avea să cunoaștem informația. Adică ce eu am în sector, spre exemplu, ca ofițer de sector, ce are asistent social în sectorul lui. Adică informația respectivă trebuie să circule între noi, dar nu în toate cazurile. Noi, spre exemplu, cu Direcția Asistență Socială, Direcția Învățământ, avem o conlucrare foarte bună. Deci, mai rău cu instituțiile medicale, din motiv că mare parte, și anterior mi se pare că când a fost la dumneavoastră la emisiune, merge vorba de protejarea care urma date caracter personal. Părerea mea că asta sunt niște acte normative după care cineva se ascunde ca să nu se înfăptuiască careva atribuții funcționale pe care le are. Ca o concluzie am putea spune că ar fi bine să fie dezvoltat poate un soft, poate o programă care anume ar veni să arate o imagine clară a tuturor participanților în prevenirea și cumva combaterea violenței și dacă ar exista acest soft de colucrare ar ajuta pe toți actorii implicați să protejeze, să prevină sau să intervină. Aici eu am un pic altă viziune din aspectul că prevederile legale ne permit să cunoaștem fiecare ce trebuie să facem, de unde până unde intervinem, cum muncim în parteneriat. Doar că nu trebuie să uităm că fiecare din noi venim din instituții cu o multitudine de atribuții. Atribuții ca volum destul de enorm. Și din punctul meu de vedere, un specialist este bun într-un domeniu. Și atunci când avem diverse regimuri de muncă, atunci când avem diverse atribuții, atunci când numărul de angajați și volumul de muncă este un pic altfel, este dificil să intervii atât de repede pe cât ți-ai dori. Dacă m-aș referi aici la aspectul cu ce ar putea să fie îmbunătățit acest mecanism, aș zice eu că ar fi bine ca structurile de stat să se gândească ca acest angajat să fie stimulat
atât cu terapii, cu ardere profesională, cu preveniri, cât și cu instruirile de rigoare și inclusiv cu volumul de muncă și cu atribuțiile de rigoare, că nu poate oricine să intervină, de exemplu, când se aplică violența asupra unui copil, nu orice angajat cunoaște cum, ce ar trebui să facă, nu orice angajat este apt să muncească cu toate categoriile de beneficiari cu care muncim noi. Deci aici cred eu că nu este tocmai lipsa dorinței structurilor să muncească în comun, cât un șir de circumstanțe. Dacă vorbim, mă refer la sănătate, aici vorbim de legea sănătății mentale care a fost din start foarte bine protejată și care au niște legi în față. Nu putem să zicem că nu sunt reglementate. Sunt niște legi, dar atunci când eu, de exemplu, în calitate de reprezentant a direcției, mă confrunt cu situația că copilul ăsta e în situație de risc, dar eu nu pot să dovedesc decât dacă nu-mi dea medicul făița actul acela, dar el nu mi-l dă pentru că e date cu caracter personal, atunci, din nou, lucruri rele ce se întâmplă? Las copilul în situație de risc sau ce fac? Pentru că nu pot proba. Pentru că este foarte ușor să ajungi de la intervenție la depășire de atribuții și la răspundere pe acest fapt. Deci, aici eu aș spune că nu este atât vina noastră, cât este vina cumva a celor de mai sus, autorităților centrale, sistemul care trebuie să îmbunătățească sistemul și să pregătească angajații și să le dea oportunitatea ca să poată să-și exercite aceste atribuții. În ceea ce privește sănătatea, avem fișe de sesizare raportate de la ei. Deci ei de obicei raportează fie, cum spune colegul meu, când copilul, de exemplu, a nimerit la urgență și, de exemplu, a fost aplicate, deci ei, în afară de faptul că se sesizează inspectoratul, ne sesizează pe noi. Când vorbim de medicul cei de familie, deci avem sectoare ale medicilor de familie în care se comunică telefonic, vă rog frumos, verificați situația familiei date, noi avem careva întrebări în raport cu... ca numerar, într-adevăr, numărul fișelor de sesizare sunt mai puține, dar și intervenția lor la domiciliu este tot catalogată de careva ordine. Și respectiv, normal că ne-am dorit o conlucrare mult mai efectivă a acestei echipe multidisciplinare. Dar nu trebuie să uităm că intervenții, numărul de cazuri este mare. Numărul de copii aflați în situații de risc este mare. Numărul de întruniri este enorm. Și în afară de aceste atribuții, pe celelalte nimeni nu le-a anulat. Deci aici cred eu că trebuie să fie făcute modificări inclusiv un pic mai serioase pentru a ne se permite a ne exercita munca calitativ. V-am înțeles. Vreau pe final, foarte scurt, să venim cu completarea a tot ce ține prevenția, pentru că noi am vorbit anumite aspecte astăzi legate pe parcursul emisiunii de prevenție actelor de violență și cumva eradicarea fenomenului de a nu lua amploare. Dacă mai avem ce să completăm sau ce acțiuni se mai realizează pe parcursul anului, zile, săptămânii, da? Pentru că violența nu are doar o săptămână când o prevenim, dar are un an întreg cu muncă enormă zi de zi depusă. În cadrul instituțiilor, inclusiv și la colegi și la instituțiilor de stat din acești despre care vorbeam că sunt cei principali actori, avem planuri de prevenție a violenței, planuri în care muncim cu comunitatea. Normal că ne-am dorit niște planuri mult mai complexe în care să fie atrasă mult mai multe persoane, deci comunitatea largă, să zicem așa, pentru ca să aducem la locuitorii de rând ce ar trebui să facă și să cunoască fiecare cum ar trebui să procedeze într-o situație sau alta. Ele sunt mai mult cu, în cazul nostru, sunt mai mult cu caracter informativ, în ceea ce privește drepturile, în ceea ce privește serviciile și ce trebuie să facă într-o situație sau alta. Deja când vorbim de un sprijin secundar, când deja nemijlocit lucrăm cu familia, aici deja sunt niște acțiuni mult mai complexe, care sunt centrate atât și spre eradicarea violenței, cât și pe problemele de ordin social. Deja se închid cazurile când deja situația este bună, mai mult de jumătate de an nu avem careva
incidente sau riscuri în familia dată. Dar normal că ne-am dorit niște planuri aprobate la nivel național, niște programe finanțate, niște programe care o să prevadă mai multe acțiuni care și să fie și reglementate la costuri. Dacă vorbim din perspectiva organului de poliție, desigur că fenomenul respectiv este la momentul de față legat de violență, dar noi ne stăruim totuși cu măsurile de prevenție, începând de la etapa inițială din școli, să informăm elevii pentru... Adică noi îi informăm, dar tot în același timp dorim poate să obținem careva informații de la ei referitor la cazurile respective. Începând la școli, instituțiile superioare de învățământ, de asemenea, petrecem întruniri în colectivele de muncă, petrecem întruniri cu cetățenii în vederea expunerii informației respective, amplasăm fel de fel de pliante informative, atât în cutiile poștale, cât și le oferim fizic la persoane cu centru mobil de prevenție în diferite regiuni ale municipiului Bălți. Facem analize ceea ce ține de dacă este creștere la violență în familie, dacă nu creștere la violență în familie, pentru a informa populația. Plasăm în mass media careva informații referitor la situațiile care sunt create. Adică modalitatea în care noi expunem informația respectivă, ea cu mult se diferențiază de ceea ce a fost anterior. Poate asta este și datorată cazului, că la momentul de față se înregistrează mai multe cazuri de violență în familie. Adică nu putem să spunem că la ziua de astăzi, careva persoană el nu cunoaște unde s-ar fi adresat pentru a raporta careva acte de violență. Noi informăm despre violență de o perioadă foarte îndelungată de timp. Este bine când se raportează cazurile, dar este negativ la momentul acela când persoanele tot continuă să nu raporteze sau tot continuă să fie indiferență. Da, dacă vorbim de răbdare, asta e cel mai rău. Că persoana care rabdă este supusă riscului de a fi deja ea agresor. Adică cu mult se diferențează măsurile de prevenție care au fost anterior cu cele care sunt la momentul de față. Și adică persoanele sunt informate despre situația cu violența în familie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că noi astăzi am abordat acest subiect. Cum am mai spus, nu este prima dată și chiar sunt deschisă și echipa noastră este deschisă să vorbească cât mai mult despre acest fenomen pentru a informa victimele despre faptul că este, că pot primi suport și au întotdeauna o mână de ajutor din partea organelor de drept, din partea asistenței sociale, din partea comunității, în general, important să raporteze, să nu rabde. Asta este unul. Și doi, este important să vorbim despre acele goluri care sunt în tot ce ține de acest sistem pentru a-l perfecționa și pentru a găsi acea linie de a micșora numărul cazurilor de violență. Și, cum am zis noi, dacă un copil mic va crește într-o ambianță de liniște, dragoste și protecție, atunci el nu poate deveni nici cum un agresor în viitor și dacă vom lucra, iată, din start să eradicăm acest fenomen, lucrurile într-o zi, la sigur, se vor schimba. Vă doresc mult succes, răbdare și putere în munca de locușoară pe care o faceți, iar dumneavoastră, dragi telespectatori, să fiți cât mai vigilenți și lăsați indiferența deoparte. Dacă auziți și sunteți cumva suspectați undeva un caz de violență, mai bine să nu taceți, raportați, luați-vă inima în dinți și protejați viața fie unui copil, fie unei femei, fie chiar și bărbat, dacă vedeți că este violență, pentru că putem împreună salva viața cuiva și soarta cuiva. O seară liniștită vă doresc în continuare și să ne urmăriți pe toate platformele noastre, Instagram, Telegram, TikTok, Facebook, YouTube și desigur pe tvn.md, acolo unde venim cu informații de ultimă oră și știrile la zi. Pe curând!